Băi, anime, fii atent, ce m-am gândit eu, că știi că eu mă gândesc așa la toate prostiile. Băi, fii atent, ție, s-ar plăsa să meri așa cu o mașină așa scumpă, mă, așa, să fie... Da, cât e scumpă, mă? Ce înseamnă scump la tine? Că și eu am scumpă. Băi, a mea e 11.000 de euro. Ce înseamnă scumpă la tine? 11.000 de euro, mă. Acolo, mă, de la 50.000 în sus, mă, 60.000, 70.000, mă, o mașină de-aia... Normal că mi-ar plăcea, mă. Ar place, hă? Mă, fii atent. Ție, nu? Fii atent, hai să spui, mă, fii atent. Și apoi dacă ți-ar place să, cum să spui eu ție, să, bă, nu știu, să aibă motor așa puternic, mă, să tragă așa, să rupă avioane, mă, să tă, numai să... Normal, mă, dacă e scumpă să aibă și motor, dacă dai bani. Și fii atent, dar eu zic așa că la o mașină de asta și scumpă și cu motor puternic și să tragă. Eu zic că cel mai bine ar fi, dacă ți-ar place, așa mă gândesc eu că să ai șofer. Mă, să poți să și beau. Și să stai acolo, să stai așa pe un scaun de acela și tu mă așa să te uiți așa și șoferul să te ducă. Fain, da, dar că mi-ar place. De ce nu merg cu autobuzul, mă? Bună ziua, doamnă dragă! Bună ziua! Agent principal Ghiocel vă deranjează de la secția de poliție. Dumneavoastră sunteți femeia de servici de la școală de aici din sat, așa-i? Da. Înțeles că ați fost victima unui viol, îmi pare rău să aud asta, dar știți că lumea tot vorbește în sat și eu am venit să vă pun niște întrebări, să-mi explicați cum s-a întâmplat de fapt, că toată lumea vorbește, unul zice că așa, unul că... Da. Ce s-a întâmplat de fapt acolo la viol? Ei. Erați la școală sau unde atunci? Da, eram la muncă. Așa? Și... A venit nenorocitul ăsta și, nu, a venit, m-a violat, m-a, și acolo, m-a lăsat, da, acolo. Vine, l-ați văzut, oarecum, cu coada ochiului în spate, l-ați auzit că vine, sau cum s-a întâmplat? Am auzit, m-am ridicat așa, m-am uitat, am văzut că vine, dar... Păi și dacă l-ați văzut că vine, acum vă văd așa mai tânărucă, dacă l-ați văzut, de ce n-ați fugit de el în sărăcie să scăpați? Ce să fi făcut, domnul polițist, că m-am uitat în stânga perete, în dreapta perete, în față n-am putut fugi că tocmai ce-am spălat pe jos. Stai-ți, măi, Joc. Stai-ți, măi, Ioane, mă. Ce faci? Aia ce-ți va stau cu mă zi-o țigară. Ia-i și eu. Și mie. Ia, am dat cu ștulei pentru furnici, am curățat furnici. Bă, câte zoa fumezi? Nu fumezi eu, mă. Câte zoa? Mult fumezi? Mult, dar. Cât fumezi? Un pachet pe zi? Da, un pachet pe zi. Tri pachete bag. Tri pachete pe zi? Tri pachete, tri. Dar cât e un pachet de țigări? 15 lei. E capul meu, 45 de lei pe zi, mă, Ioane, mă. Uh-huh. Ești bolun la cap, mă, dar de când fumezi? Apoi să tăhie vă 30 de ani. Cu 45 de lei pe zi, 30 de ani. Păi, bă, Ioane, mă. Păi, bă, tu ce gândești că dacă banii ce ai puneai deoparte? E. Dar tu îți luai un beam, bă, eu. E? Era cel mai șmecher din sat, mă. Da, mă, Ioane. Tu fumezi, mă? Nu, nu fumezi. Nu fumezi. Dar băi, uite-ți BMW-ul, mă. Muzica.
Bună ziua, agent principal Ghiocel, vă rog frumos să-mi prezentați documentele noastre și ale mașinii. Bună ziua. Buletinul tău nu-și permisul, da? A, domnul polițist, tocmai pe mine m-ai oprit. Da. Dar tu știi cine-i tata? Dar ce, nu ți-o zmăta? Aroganță maximă. Cu fătiți voi aroganță. Așa. Da, domnule, uite-te la dumneata cum arăți, da? Cum ai putut să te sui în halul ăsta la volan, așa, în stare avansată de ebrietate? De ce te-ai suit așa la volan? Domnule, tu sunt stare să mă duc pe jos. Adică ăsta mă și medaleon ăsta mă nu mai vine mă și a zis să vie mă că trebuie de dus ferul și trebuie de dus asta mă și... Ce vrei mă? Ce-ți trebuie mă? Așa aș mânca o pizza. Ce pizza mă? Pizza aia așa ia. Da, bine, mânca frumos dacă mănânci mă, nu mă tot pe ăsta la cap mă, n-a. Asta e mă, ia. No, zic ăla mă iară noapte mă, dar pe ce Dumnezeu? No, uite-te, nu. Au! E, ia că 10 seara mi-te n-aș ne culcă în bus, ai copilul pe dula. Abă, nu se tai de cap, dar pentru ce să pui copilul pe dula? Cum pentru ce tu, dar pe 6 noapte te cagi în pașul, nu l-am auzit. Bună, iubi, ce faci? Uite, iubi, mă uit la televizor, tu? Uite, te-am sunat să te întreb, ție ce-ți plac, bananele sau căpșunii? Bananele. Bananele. De ce, ești la piață? Nu, sunt la sex shop. Auzi, dacă tot ăsta aici au niște prezervative cu gust de banane, știu, iau? Da, iubi, ia, dar nu le lua pe toate de banane. Mai cumpără unul de căpșuni. De căpșuni? Mm. Căpșuni arăți? Vă rog. Am luat de căpșuni? Am mai iau unul de mango! Și de mango, dacă aveți. Sigur. Așa, bine. Și kiwi îmi place foarte mult. Și kiwi. Kiwi aveți? Și kiwi. Am luat, mamă, și de kiwi. Și dacă tot ești acolo, iubi, mai iau unul de mere și pere. Ah, da, ok. Și de mere și de pere. Aveți? Hai, iubi, hai că ne vedem mai târziu, da? Pa, pa, pa. Bă, dar voi face sex sau puneți compot? Ai, ai, ai. Cel, vă rog frumos, da. Să-mi prezentați, vă rog, documentul de identitate. Da, cum să nu, sigură. O secundă, vă rog, să vă duc de la bus. Da. Domnul Mircea. Da. El. Domnul Mircea, nu că părea suspect, nu absolut deloc, dar eram curios să văd ce faceți dumneavoastră aici. Citesc, stimate domnule. Citesc o carte de logică. O carte de De logică. Ce e aia logică? Logică. E o chestie care... Să vă explic. Haideți să facem așa. Să vă pun o întrebare ca să vedem, să vedeți cursul logic al problemei. Adică, dumneavoastră, de exemplu, aveți un acvariu? Acvariu, acasă. Un acvariu, acasă, da. Am un acvariu, da. Aveți. Dacă aveți un acvariu, înseamnă că aveți pești în el. Normal că am pești în el, când fiind hârcioși. Deci, ați văzut? Logica se urmează. Deci, aveți acvariu, logic că aveți și pești în acvariu. Corect? Da. Dacă aveți pești, logic că vă plac peștii. Normal că plac
locul normal, că-mi plac, dacă am... Perfect. Dacă, am, da. Dacă vă plac peștii, logic că vă place să și pescuiți. Da, pe cum să nu-mi placă să pescuiesc, domnule, mă duc de fiecare dată când sunt liber, mă duc pe bază. Și dacă vă place să pescuiți, logic că vă place să... Păi mănânc, să... Dar păi cum, dar ce credeți că fac eu, ca cea în release de ăla, că-i asta, ați văzut logica, cum se urmează, cum urmează logica, și da. Dacă vă place să-i mâncați, seama că-i duceți acasă. Apoi acasă-i mănânc, că nu-i mănânc la restaurant. Corect, corect. Da, sigur, și dacă-i duceți acasă, bănuiesc că nu îi stați mea să se curăța, să-i discerați, să scoară, evident, nu? Soția, nu e. Deci, logic, aveți o soție frumoasă, bănuiesc. Nu am și logic, și nelogic că am o soție, nu? Corect. Da, am o soție. Dacă aveți o soție, logica mea spune din ce v-am spus până acum că nu sunteți homosexual. Aha, deci asta e logică. Ați văzut? Aveți... Am înțeles. Interesant? Bine, interesant? E foarte interesant. Bine, hai că nu mă mai deranjează. Continuați, aici aveți actul de identitate. Sigur, vă mulțumesc mult. Continuați. La o seară frumoasă și dumneavoastră. Sănătate multă, sănătate multă. Pețișor, pețișor. Omuleț de zăpadă, cerculeț. Să mai inventeze și ceasul de astăzi. Să trăiți, domn comandant. Da, ce să fac, uite, patrulez. Vezi? Trăzile comune, unde să patrulez. Nu, n-am găsit nimic ieșit din comun. Astăzi, domn comandant, permite să raportez. În schimb, am găsit un cetățean, citea, domnul. Da, citea o carte. Păi, de logică. A, ce aia logică? Păi nu știți, dumneavoastră, ce aia logică? Hai că vă explic. Domn comandant, fiți atent aici. Dumneavoastră, aveți acasă un acvariu? Nu? Păi înseamnă că sunteți homosexual. Domn comandant, alo? Domnul polițist, eram la muncă. Adă-te la tine, în curte! Dar pe tu ești sănătos cu...